Ok. Dacă la prima vedere a spune a întoarce spatele părinților este un pic, să zic așa, dur, ei bine, vorbesc la nivel energetic. Da? La un nivel foarte profund, ce avem noi de făcut este să primim viața de la dumnealor, dar imaginează-ți că ai în spate mama și tata. Automat, dumnealor ți-au dat ție viața, a venit de la ei și tu ai luat-o. Automat le mulțumești, automat ești recunoscător pentru ceea ce ai primit, fără judecată, renunți la orice formă de judecată, pentru că, bineînțeles că dacă ei ar fi fost chiar și un pic diferiți, automat, tu nici măcar n-ai fi existat, așa că le mulțumim pentru că au fost exact așa cum au fost și implicit ne-au oferit exact ceea ce ne-au oferit, pentru că altfel nu am fi existat, da? Orice judecată vis-a-vis de părinții noștri, automat ne neagă propria existență și atunci, automat, în fiecare celulă a ta e conflict. Automat, în fiecare celulă a ta este acest război. Și, ghiși ce, acest război intern se va manifesta automat în planul exterior și tu o să zici, ah, ca diferite certuri cu X, cu Y, da? Tot ce este în exterior nu face decât să reflecte interiorul. Revenind, preiei viața de la dumnealor și ulterior o dai mai departe. Cum o dai mai departe? Păi, prin proiectele tale, printr-un copil, dacă îți dorește asta și nu neapărat dacă îți dorește, dacă vine, dacă, să zic așa, te alege, printr-o fundație, printr-o firmă, da? Printr-un proiect al tău, da? Iei energia și o dai mai departe. Nu ai cum să faci asta decât dacă ești cu spatele la ai tăi. Dacă eu stau cu fața la mama și la tata, ce mai zice mama? Ce mai zice tata? Oare e de acord? Oare nu e de acord? Ia uite ce a zis, ia uite. Ok, și deci am timp să am conflict cu dumnealor, atunci automat eu nu sunt pe treaba mea. Automat eu nu sunt în, să zic așa, în locul meu. Care locul meu, încă o dată, este de asumarea propriului meu destin și de a da mai departe dincolo de ceea ce am primit, ceea ce eu sunt și ceea ce eu am, să zic așa, creat în acest univers, altora. Da? Asta este